pentru dilatație, foarte mult oxitocină, pentru că mă dilatam foarte greu. Femeia susține că în timpul travaliului de aproape 14 ore, medicul a lăsat-o nesupravegheată, iar copilul s-a născut în moarte clinică. 20 de minute s-au chinuit medicii să-l readucă la viață, dar perioada în care creierul nu a fost oxigenat a lăsat urme. Diagnosticul lui Mihnea a fost encefalomalacie multichistică, adică din cauza hipoxiei mai lungi de 30 de minute, creierul lui s-a topit efectiv la naștere. Părinții au depus o plângere penală pe numele medicului în 2010. Polițiștii au cerut expertiza medico-legală. Medicii legiști au trimis două rapoarte, în 2010 și 2012, dar concluziile finale au venit în martie 2016. Procurorul de caz a dispus audierea medicului și a început urmărirea penală pentru vătămare corporală gravă. Dar tutunarul a cerut timp pentru studierea dosarului și pregătirea apărării. Vor fi niște expertize care nu vor demonstra lucrurile cine are dreptate sau nu. Până atunci, eu de ce să retrocesc? Familia Mărciulescu este nemulțumită că plângerea lor a primit un răspuns abia acum, după mai bine de 5 ani. 5 ani de zile dosarul a stat în sertale parchetului și ale poliției, fără să se facă vreuna să anțe dosar. Procurorii spun însă că astfel de cauze necesită atenție sporită și timp. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a fost trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă într-un dosar legat de cazul retrocederilor ilegale în care sunt judecați Remus Struită și Paul ale României. Care sunt tutorii care atât atunci când a fost audiat Samantos, Tăriceanu a zis făcut sunt jurământ declarații mincinoase. El spune într-o comunicat de presă că a luat o cunoștință din mediul online de trimiterea sa în judecată. Și fostul său șef de cancelarie, Dorin Marian, a fost deferit justiției pentru acuzații similare. Procesul va începe la înalta curte. Remus Struită și Paul ale României sunt acuzați că a făcut una ilegal pe 10 de hectare de teren și pădure la Băneasa și Snagov, prejudiciul se ridică la peste 137 de milioane de euro. Suspiciuni de evaziune fiscală la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din capitală. Polițiștii de la combaterea fraudelor economice au destins dimineața la Marriott. Îi cercetează pe doi dintre directorii firmelor care administrează hotelul de 5 stele pentru un prejudiciu estimat la peste 1,5 milioane de euro. Suspecții vizați de polițiști și de procurori sunt directorul general și directorul financiar al societăților care administrează hotelul Marriott. Sunt cercetați pentru fapte comise în ultimii 7 ani. Potrivit unor surse judiciare din 1992 până 2005, statul român a girat lucrările de construcție ale acestui hotel. În 2005, garanția a fost retrasă după ce reprezentanții statului au constatat încheierea lucrărilor de construcție. Cei doi administratori ar fi trecut în înțelegere că hotelul era în continuare în construcție. Astfel ar fi justificate în contabilitate cheltuie cu dobânzi variabile și pierderi din cursul valutar. În perioada 2008-2015, o societate comercială specializată în transfer de servicii hoteliere și-ar fi diminuat masa impozabilă prin înregistrarea ilegală de cheltuieli fictive cu dobânzi, astfel prejudiciul este de peste 7.600.000 de lei. Deși aveau două mandate de aducere, polițiștii au găsit un hotel doar pe directoarea financiară, Catherine Bretschneider. Ea a fost pusă la audier, pentru că e însărcinată, procurorii au decis cercetarea în continuare sub control judiciar. Directorul general, Gregor Aufhauser, este plecat din țară. A transmis anchetatorilor că se va întoarce peste câteva zile și că se pune la dispoziția lor. În dosarul de evaziune fiscală există suspiciuni legate și de o a treia persoană, dar deocamdată continuă verificările. Dosarul de 511 ani la Iași, CEDU a dispus reluarea cercetărilor într-un caz în care procurorul deduce verdict de sinucidere. Detalii mai târziu în telejurnal.